Sfinții Domnului, vă cer să rămâneți pentru câteva clipe în picioare. O să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 17, paragraful intitulat Pavel la Atena, cuvântarea. Fapte, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai repede la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, chiar și când, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem din neam, din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Mulțumesc frumos, reașezați-vă, frați și surori. Fiind înaintea Domnului și în seara asta, ne îmbogățim cu experiența pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia, în mod personal și ca și comunitate. Și așa cum obișnuim, ori de câte ori ne întâlnim, cântăm, ne rugăm și predicăm din Evanghelia lui Dumnezeu. Din Evanghelia aceasta au predicat apostolii Domnului și toți predicatorii istoriei creștine până astăzi. Și în Evanghelia aceasta citim și noi ca oameni credincioși și din această Evanghelie predicăm ca și slujitori ai Domnului. În textul pe care l-am citit este prezentată slujirea apostolului Pavel în capitala Greciei, în Atena. Pavel ajunge să predice Evanghelia în Atena, centrul culturii și filozofiei vremii. Pentru că oamenii din timpul acela au ajuns nesatisfăcuți și nemulțumiți de religie, au încercat să găsească răspunsuri la problemele și nevoile vieții în filozofie. Așa se face că pe scena istoriei grecești au apărut tot felul de nume celebre ale filozofilor antici și clasici. Aceștia au conturat domenii precum
geometria, logica, științele naturale, etica, metafizica, geografia, biologia, politica și multe altele. Filozofia greacă a fost cel mai important curent filozofic din Europa. Din el au evoluat filozofiile romane, persane, arabe, inclusiv filozofia renașterii și a iluminismului, care au condus înspre modernismul în care trăim noi. Golul pe care l-a lăsat plecarea lui Dumnezeu din inima omului, omul a încercat să-l umple cu religie. Așa se face că a apărut panteonul grec și roman. Pentru că religia nu l-a satisfăcut pe om, omul a continuat să caute, așa se face că s-a cufundat în filozofie. Dacă religia l-a predispus pe om la superstiție și idolatrie, filozofia l-a predispus la evoluționism și ateism. Atenienii cărora le-a vorbit Pavel în piață erau formați în cultura influențată de mari filozofii ai timpului. Și vă pot aduce aminte de câteva nume despre care am învățat cu toții la școală și despre care uneori citim chiar și astăzi. Spre exemplu, a început cândva în secolul 17, unul dintre cei mai proeminenți a fost Tales din Milet. A urmat Pitagora, Socrate, Democrit, Platon, care a fost ucenicul lui Socrate, și de asemenea Aristotel, care a fost ucenicul lui Platon. Acest Aristotel l-a instruit și l-a educat pe Alexandru Macedon, care a fost unul dintre cei mai puternici regi ai celui mai mare, ai unuia dintre cele mai mari imperii ale vremii. Bărbatul acesta a domnit 12 ani și jumătate, aproape 13 ani, până la vârsta de 32 de ani. A avut un succes incredibil. Ei bine, Aristotel a fost mentorul lui. Atunci când vorbim despre faptul că Pavel ajunge în acest centru intelectual, cultural și militar, predicând Evanghelia ca o alternativă la religie și filozofie, acceptăm faptul că și în lumea noastră este la fel. Oamenii nu îl au pe Dumnezeu, dar pot avea religia. Și ei încearcă să-și umple golul din suflet cu religie, dar religie nu înseamnă Dumnezeu. Alții care au pregătire intelectuală nu sunt mulțumiți cu religia, care pare depășită pentru pregătirea lor, și au acces la filozofie, la ceea ce numim astăzi știință. Și în general oamenii, răspunzând la instinctul acesta care este universal, instinctul acesta spiritual, religios, atunci când nu-L au pe Dumnezeu, sunt ori religioși, ori ceea ce numesc ei oameni de știință. Spunea Pavel odinioară, pe nedrept numită astfel. E bine, Pavel vine și oferă o alternativă la religia unora și la filozofia altora. Și prin această alternativă numită Evanghelia, adică mesajul bun, vestea bună a lui Dumnezeu, Pavel încearcă să le comunice acestor oameni că ei nu au nevoie nici de religie, nici de filozofie ca să-L găsească pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl găsesc prin Hristos. Și pur și simplu Pavel încearcă să le prezinte lucrurile astea, și în seara asta eu aș vrea să vă spun probabil două sau trei gânduri, atât cât o să am timp. Întotdeauna când, într-o paranteză spun asta, întotdeauna când un predicator vorbește și de factorul timp. Unii sunt, repetă enervant cuvântul timp, tot spunând că timpul trece, de parcă ar vrea să nu mai treacă timpul, că sunt în criză de timp, de parcă ar vrea să predice două ore. E una dintre marile fixuri ale predicatorilor. N-avem timp, e în criză de timp, ne presează timpul. Ascultați-mă, nu ne presează nimeni. Dacă avem 20 de minute de predică, aleluia, dacă avem 45, aleluia, vorbim atât cât este timp să vorbim, cântăm atât cât e timp să cântăm, ne rugăm atât cât este timp să ne rugăm și ne bucurăm de părtășia pe care o avem. În primul rând, în seara asta vreau să fac o prezentare generală a vizitei pe care Pavel a făcut-o în Atena. Vreau să fac lucrul ăsta pentru ca să vă aduc aminte de un model pe care l-a avut Biserica Primară, și Atena este contextul în care Biserica Primară s-a manifestat printr-unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți ai ei, Apostolul Pavel. Încercând să identificăm felul în care Pavel s-a comportat în Atena, vom învăța câteva lucruri. 1. Cum se comportă un om al lui Dumnezeu când merge într-un loc nou? 2.
Ce ar trebui să facă reprezentantul unei biserici când ajunge într-un loc nou? Deci, prezentarea generală a vizitei lui Pavel în Atena. Pavel intră în Atena și felul în care se comportă vorbește despre el și despre viziunea lui. De pildă, primul lucru pe care îl întâlnim aici este preocuparea apostolului Pavel. Pavel, observați că evaluează orașul, viața din oraș, din punct de vedere spiritual. Și scripturile spun așa: pe când aștepta Pavel în Atena, îi aștepta pe cei doi ucenici, pe Sila și pe Timotei. El a văzut un singur lucru. Nu a văzut arta din Atena, nu a văzut sportul din Atena, nu a văzut armata din Atena, nu a văzut arhitectura din Atena. Credeți-mă, Atena excela. Jocurile sportive au luat naștere în Atena. Pavel n-a văzut niciunul dintre lucrurile astea. El a văzut un singur lucru: idolii. Încerc să mă trag înapoi și să mă gândesc. Sunt printre noi oameni care atunci când merg într-un oraș privesc orașul din perspectivă spirituală? Încearcă să identifice care este pulsul spiritual și religios al acestei localități, mai mici sau mai mari? Sau suntem mai impresionați de artă? Suntem înarmați cu aparate de fotografiat și tot facem poze de dimineață până seara. Credeți-mă că nu vorbesc împotriva pozelor. Eu însumi fac o grămadă de poze și e normal să facem poze când ajungem într-un loc nou. Vreau doar să vă spun, Pavel, când a ajuns în orașul acesta, nu ne spune Scriptura că ar fi fost impresionat de arhitectură. Omul acesta trăia pentru alte lucruri. N-a fost impresionat de arta prezentă acolo. Filip, tatăl lui Alexandru și mai apoi Alexandru Macedon, pur și simplu a dominat toată partea de lume. Ăsta a strâns tot aurul. Însă Pavel nu vorbește de nimic din toate valorile acestea. Un singur lucru i-a atras atenția lui Pavel: idolii. Și a fost indignat de succesul idolatriei în Atena. Pavel a fost indignat de succesul idolatriei în Atena. Pavel și-a dat seama că idolatria, formele păgâne de închinare, sunt la putere. Și și-a dat seama că oamenii sunt prizonieri idolatriei în Atena și a fost indignat din cauza asta. Și-a dat seama că toți atenienii sunt prizonieri ai zeilor și a lui Zeus, șeful lor. Foarte multe dintre actele de cult care se derulau în templele acelea aveau inclusă prostituția sacră. Erau acolo foarte multe femei care erau dedicate pentru prostituție sacră, fiindcă păgânismul, forma de manifestare a închinărilor, includea și nebunia aceasta. Pavel știa cum se derulează toate serviciile lor divine și a fost indignat. Câți dintre noi mergem într-un oraș și suntem indignați de succesul islamului, de succesul ateismului, de legile care dau libertate necurățiilor din Biblie? Câți dintre noi suntem afectați de lucrurile astea? Pavel a avut această perspectivă. S-a dus în capitala Greciei și singurul lucru pe care îl vede este: religia păgână are prea mult succes. Idolii aceștia l-au întors pe dos. De fapt, el nu cu idolii avea o problemă, și cu oamenii care se închinau la ei, oameni care ar fi trebuit să se închine lui Dumnezeu, să-L servească pe Dumnezeu, să fie liberi și să fie ajutați de un Dumnezeu viu, nu de o bucată de lemn sau de piatră sculptată. Pavel a avut o durere. Este aceasta și durerea noastră? De ce suntem așa de ocupați de, preocupați de artă și de tot felul de alte lucruri când ajungem într-un oraș unde vedem mii și mii de locuitori care pur și simplu, dacă mor acum, merg în iad, iar inima noastră este liniștită, o liniște nesănătoasă? Apostolul Pavel n-a avut liniștea aceasta, pentru că preocuparea lui a fost una în legătură cu lucrurile lui Dumnezeu. Omul ăsta a simțit responsabilitatea că-i trimis de Dumnezeu. Omul ăsta l-a iubit pe Dumnezeu. Omul ăsta s-a simțit un reprezentant al împărăției lui Dumnezeu
Și n-a avut în cap nimic altceva decât pe Dumnezeu și împărăția lui. Și a văzut o mulțime de oameni, cetățenii acestei capitale, care pur și simplu nu-L cunoșteau pe Hristos și a fost dispus să înceapă o luptă pe viață și pe moarte cu ei. Aceasta a fost preocuparea apostolului Pavel. Apoi, Biblia, pe lângă preocuparea pe care Pavel a avut-o, ne prezintă viziunea lui. Apostolul Pavel realizează în mintea lui un plan, o viziune. Și prin planul acesta, el încearcă să dea o bătălie cu idolatria din Atena. Și uitați ce ne spune Scriptura. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Observați unde îi găsim pe iudei și pe oamenii temători de Dumnezeu. La sinagogă. Dacă ar fi să facem o aplicație pentru vremurile noastre, pe creștini și pe oamenii temători de Dumnezeu, îi găsim la biserică. Și duminică dimineața? Da. Și duminică seara? Da. Și în timpul săptămânii când oamenii au posibilitate? Da. Pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru oamenii temători de Dumnezeu, este absolut natural să fie în biserică. Lumea este plină de oameni care se închină, dar nu la biserică, de parcă te duci în bucătărie să dormi și în dormitor să mănânci. Există pijamale pentru somn, există bucătărie pentru mâncare, există dormitor pentru somn și există biserică pentru închinare. Lumea e plină de creștini care nu vin la biserică. Scriptura spune, iudeii și oamenii temători de Dumnezeu, Pavel îi întâlnea în sinagogă. Erau acolo. De ce? Pentru că oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu se întâlnesc într-un loc ca să se închine împreună cu alții ca și ei. Astăzi creștinismul a ajuns unde a ajuns, datorită creștinilor care, deși sunt creștini, nu-i mai găsești la biserică. Nu-i mai găsești la biserică. Observați că Pavel știa unde să meargă să vorbească cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Știți astăzi locul unde ar trebui să ne întâlnim cu creștinii și să vorbim despre Scripturi? Apoi, Pavel s-a gândit că nu toți oamenii vin la biserică, la sinagogă. A știut că vin doar iudeii și oamenii temători de Dumnezeu, dar aceștia erau puțini în raport cu cei care nu veneau. Și atunci pe aceștia îi întâlnea în piață. Că în piață unul merge să-și vândă vaca, altul să cumpere vacă. Unul merge să vândă roșii, altul să cumpere roșii. Unul să-și vândă hainele, altul să cumpere haine. Piața este mall-ul, e locul unde se duc oamenii. Și cei care se tem de Dumnezeu și cei care nu se tem de Dumnezeu. Sinagoga e doar locul iudeilor și al oamenilor temători de Dumnezeu. Dar piața e locul tuturor. Și Pavel mergea mai întâi în sinagogă și se întâlnea cu oamenii cu care era mai ușor de lucrat. Apoi se ducea în piață și observa ce spune Scriptura. Se ducea în piață și se întâlnea cu toți oamenii care erau acolo. Și ce făcea? Le vorbea din Biblie. Aceasta a fost viziunea lui Pavel. Omul acesta a știut că trebuie să adreseze Evanghelia la toți oamenii. Fii sinceri, cum procedăm noi când ajungem într-un oraș? Eu când mă duc într-un oraș, vine un frate și mă așteaptă, dacă sunt cu mașina sau merg cu avionul sau cu orice altceva, și mă duce la sinagogă. La sinagogă îi găsesc pe iudei și pe oamenii temători de Dumnezeu. Ne închinăm, facem acolo slujbă înaintea Domnului și plecăm acasă. Să vă spun sincer, în piață nu mergeam. Nu știu să vă răspund de ce nu mergem în piață, dar s-a desfințat obiceiul de a merge în piață. Oamenii care merg în piață și nu vin la sinagogă n-au nicio șansă. Știți de ce? Că Pavel a murit. Și pentru că el a murit, noi nu mai mergem în piață. Acum sunt legi care ne descurajează, nu ne ascultă nimeni, e foarte complicat să găsești o metodă ca să interacționezi, adică să intri în vorbă, în discuție cu oamenii din piață. Cel mai simplu e să mergi la sinagogă. La sinagogă vin oamenii care se tem de Domnul. Ăștia nu te înjură, ăștia nu te lovesc, ăștia nu te dau în cort, adică în judecată. Ăștia te ascultă. Stau cu minte pe scaun, indiferent că înțeleg predica 75% sau 90%, ăștia te ascultă din respect pentru Dumnezeu. Și oamenii preferă sinagoga ca să predice Evanghelia, că e un mediu mult mai ușor decât piața. Piața e violentă. Acolo s-ar putea să primești o palmă sau mai multe.
Acolo s-ar putea să fii luat de poliție. Acolo se pot întâmpla, e imprevizibil, se poate întâmpla orice. Și atunci am ales sinagoga. Nu-i rău, dar e doar o jumătate de bine. De ce? Pentru că ce se întâmplă cu oamenii care nu merg la sinagogă? Răspunsul este să fie sănătoși. Să fie sănătoși? Ce se întâmplă cu oamenii care merg doar la piață? Biserica din ziua de astăzi nu are un răspuns concret. Biserica din vremea lui Pavel a avut. Noi luăm această carte în mână și ne adresăm unor denominații creștine și spunem următorul lucru: ce credem și ce facem este după această carte. Însă, în seara asta trebuie să recunoaștem că avem o mică problemă. Pavel a ajuns unde a ajuns pentru că și-a dat seama că puțini oameni vin la sinagogă. Restul se duc la piață. Și atunci, viziunea lui a cuprins și pe oamenii temători de Dumnezeu care vin la sinagogă, și pe derbedei, pe vagabonzi și pe șmecherii care merg la piață. El s-a gândit și la unii și la alții. Aceasta a fost viziunea lui Pavel. Observați ce se întâmplă. Când Pavel ajunge în piață și începe să predice Evanghelia, încep problemele. Și oamenii din piață se împart în câteva categorii. Prima categorie, oamenii ironici. Ce vrea să spună și palavragiu ăsta? La biserică s-ar putea ca unii să gândească așa, dar nu spun cu voce tare. Că aici e obișnuit ca oamenii să predice. Și ar fi cineva prea de tot să se ridice în picioare și să spună: hei, nu mai palavragiu acolo. Dar la piață oamenii n-au nicio problemă să spună asta. Ironicii sunt acolo, nu vin la sinagogă. Ironicii sunt în piață. Și Pavel s-a dus la ei, dar și-a asumat riscul. O altă categorie de oameni pe care îi întâlnește Pavel în piață sunt scepticii. Scepticii sunt oamenii care au rezerve. Ăștia tot timpul au impresia că ai pistol, te speculează de toate alea. Și uitați ce zic ei: pare că vestește niște dumnezei străini ăsta, ceva nu-i bine cu el, trebuie să fim atenți. Au pus sub semnul întrebării pe Pavel pentru că nu se încadra în mentalitatea lor, nu spuneau ce spun ei. Și a treia categorie sunt curioși, bine că au fost ăștia, că ăștia l-au provocat pe Pavel să vorbească și i-au creat cadrul de a predica. Și ăștia au spus așa: putem să știm ce noi nu știm, dar tu știi? Putem să știm și noi învățătura nouă pe care o vestești tu? Și Scriptura ne spune următorul lucru: l-au luat pe Pavel și l-au dus în Areopag și a spus: putem să știm? Pentru că tu vorbești ceva ce noi nu am auzit. Pavel profită de curiozitatea lor pe care a stârnit-o, pe care a provocat-o, și începe să predice Evanghelia. Observați că atunci când vorbim oamenilor din lume, trebuie neapărat să ne adaptăm la oamenii din lume. Vocabularul nostru este pentru sinagogă, frați și surori. Dar când te duci la piață, nu mai poți să folosești vocabularul de sinagogă. Că dacă te duci în piață și spui harul Domnului Iisus Hristos, nimeni nu știe ce e la har. În zona de unde vin eu, se spune așa, vorbea despre un cântăreț renumit de muzică populară, Ion Dolănescu, cei mai în vârstă poate vă mai aduceți aminte de el. Ei, zicea, Ion Dolănescu are har. Adică ce înseamnă har? Are darul de a cânta frumos. Pentru ei har, pentru oamenii obișnuiți har, înseamnă o aptitudine, înseamnă o abilitate, înseamnă o capacitate, înseamnă ceva ce știi să faci. Dar aceasta nu are prea multă legătură cu ce înseamnă har în Biblie. Când te duci în piață, trebuie să vorbești limba pieții, că oamenii aceia n-au vocabular de sinagogă. Marea problemă este că vin unii în sinagogă și vorbesc ca la piață. Că ei au vrut să ducă acolo și din întâmplare au nimerit în sinagogă, nici nu știu că au nimerit în sinagogă, și tratează sinagoga ca la piață. Așa vin îmbrăcați ca la piață, așa vorbesc ca la piață. Vă recomand în această seară să ne gândim, nu credeți că ar fi înțelept să ne facem socoteala când plecăm de acasă și dacă tot mergem la sinagogă,
să ne potrivim cu sinagoga din cap până în picioare. Și dacă tot mergem la piață, să ne pregătim, să ne comportăm ca acolo, pentru ca să avem succes, victorie în slujirea noastră. Să nu încurcăm piața, pentru că, observați, Pavel se raportează la ascultătorii lui în funcție de locul unde îi întâlnește. În sinagogă s-a comportat ca la sinagogă, în piață s-a comportat ca la piață, pentru că oamenii erau diferiți de la un loc la altul. Și ceea ce observ aici este faptul că el se adresează filozofilor. Ca să te adresezi filozofilor, trebuie să te ridici la nivelul lor. Și aici erau două feluri de filozofi. Filozofi care erau unii extremă de dreapta și ceilalți extremă de stânga. Filozofii epicurieni și stoici sunt reprezentanții celor două școli filozofice ale vremii, adică epicurianismul și stoicismul, care la data aceea erau printre cele mai reprezentative filozofii ale vremii. Epicurianismul și-a luat numele de la Epicur, care a trăit în Atena cam pe vremea lui Alexandru Macedon. Ideea de bază a acestei filozofii era să caute plăcerea. Tot ceea ce urmăreau epicurienii erau o liniște personală în care să savureze plăcerea, dar nu neapărat plăcerea păcătoasă, plăcerea carnală, și pe aceasta și-o permiteau, dar în mod special plăcerea spirituală. Și oamenii aceștia deveneau niște persoane care se retrăgeau și trăiau așa într-o liniște pe care o puneau ca pe pâine și apoi se bucurau de ea. Aceștia erau epicurienii. De partea cealaltă, stoicii erau niște oameni aspri care se luptau cu ei și care nu-și permiteau nicio plăcere. Toată plăcerea lor era cognitivă, la nivel de idee, ca bărbații. Dar nu-și permiteau nicio emoție, emoția pentru ei era păcătoasă. Fugeau să nu cumva să fie controlați de vreo plăcere și să reacționeze cu plăcere. Așa se face că avem aici filozofia plăcerii și filozofia refuzului de plăcere. Și acești doi erau acolo. Dacă Pavel ar fi vorbit despre plăcere și despre dreptul unui om de a se bucura de plăcerile vieții, epicurienii l-ar fi îmbrățișat, dar stoicii l-ar fi bătut. Dacă ar fi vorbit despre abstinență și despre demnitate, să nu ne complacem, să nu ne lăsăm conduși de sentimente și să gândim cu inima, stoicii l-ar fi îmbrățișat, dar epicurienii l-ar fi bătut. Și acum Pavel se află între cei de dreapta și între cei de stânga. N-avea de ales între bine și rău, ci între două rele. Însă Pavel nu are o alternativă filozofică să le ofere. Și le oferă Evanghelia. Iar Evanghelia n-are legătura nici cu o filozofie, nici cu cealaltă. Observați al treilea lucru pe care îl face Pavel pe lângă perspectiva pe care o are. Se uită la lucrurile duhovnicești. O viziune răspunde problemelor duhovnicești. Omul acesta are o strategie. Pavel stă în picioare în mijlocul oamenilor în semn de respect. Frați și surori, asta se numește persuasiune. Persuasiunea este capacitatea unui om de a intra în inima oamenilor. Nu intri ușor în inima unor străini. Trebuie să ai pe, în limba română se zice, trebuie să ai pe vino încoace. Trebuie să fii un om care ai lipici. Trebuie să fii un anumit tip de om. Ei, Pavel s-a ridicat în picioare și le-a vorbit la oamenii aceștia. Atunci așa se obișnuia. Dacă vorbeai de jos, nu te-ar fi ascultat nimeni, pentru că nu aveai calitatea de orator, de vorbitor. Și Pavel a știut că trebuie să se adreseze într-un fel încât să-i câștige pe oamenii ăștia. Pentru cineva care vine la acest amvon știe cum să ne câștige pe noi și începe să spună așa: fraților, suntem aici pentru Domnul Iisus Hristos și eu voi predica din acest cuvânt al Domnului și Duhul Sfânt mă va însoți. E, când a spus toate astea, noi toți ne deschidem inima că ne place ce a spus. Toate astea sunt vârfurile penticostalismului. Duhul Sfânt e aici, cuvântul lui Dumnezeu, credem în el, noi nu suntem ca alții care sunt cu tradiții și așa, și dintr-o dată ne deschidem inima. De ce? Pentru că a spus parola. E, când te duci în piață, trebuie să te comporți într-un fel în care vagabonzii, golanii, șmecherii, violatorii, toți cei care sunt acolo, trebuie să ai acces la inima lor.
Și Pavel a știut că nu s-a dus acolo pentru roșii și castraveți, și s-a dus pentru cei care le vindeau la piață. Și dintr-o dată s-a ridicat în picioare și în mod respectos a început să le vorbească. Nu numai prin această atitudine fizică este caracterizată această artă a lui Pavel de a intra în inima oamenilor, de a fi persuasiv, ci este și faptul că Pavel le vorbește la nivelul lor și spune așa: bărbați atenieni, am fost în orașul vostru și am văzut o grămadă de temple. Din acest motiv cred că sunteți foarte religioși. Ba, am văzut un templu închinat unui Dumnezeu pe care nu-l cunoaște nimeni. Vreau să vă spun ceva, problema voastră s-a rezolvat, eu îl cunosc. Iată că a plecat de la problema lor. Dacă unui om e foame și îi vorbești de Iisus apa vieții, ai greșit, vorbește-i de Iisus pâinea vieții. Că pâinea se potrivește mai bine cu foamea lui decât apa. Că apa e bună un pic mai târziu după ce rezolvă problema cu foamea. Ei, Pavel a fost un om înțelept și un om călăuzit. Și a știut cum să vorbească în sinagogă și a știut cum să vorbească în piață. Și se duce în piață, se ridică în picioare, le câștigă respectul și îi apreciază pe oamenii ăștia. Dar nu îi apreciază că erau de apreciat. Și se leagă de o calitate, că orice om are o calitate. Cineva spunea că și diavolul are o calitate, că se ține de treabă, e perseverent, nu se lasă. De când ne-am născut până când om pleca acasă la Domnul, se ține de noi ca să ne trântească și ca să ne sperie, să ne lăsăm de credință. Ei, Pavel s-a legat de o calitate de-a lor, că era religios. Dar nu e neapărat calitativ să fii religios, dar pentru un om religios e o calitate să fii religios. Și Pavel s-a legat de această calitate în cultura lor și începe să le vorbească plecând de acolo. Și oamenii aceștia, când sunt apreciați de Pavel, când Pavel se ridică în picioare și după vocabularul lui de om licențiat și doctorant în vremea lui, șef de promoție la picioarele lui Gamaliel, cea mai renumită, proeminentă școală a vremii, când s-a ridicat, ăștia care toată ziua n-aveau serviciu, Biblia spune că n-aveau niciun serviciu, nu lucrau nimic. Toată ziua stăteau în piață și ori vorbeau, ori ascultau, în afară de astea două nu mai făceau nimic. Ori vorbeau, ori ascultau. Și acum vine cineva și vorbește și ei ascultă. Și în două minute își dau seama că omul ăsta are vocabular, are dicție, omul ăsta are cultură generală, Pavel îi bagă și în poeții lor. Nu le vorbește de Moise, că dacă le vorbea de Moise, ăștia spunea, oprește-te un pic, cine-i Moise? E foarte complicat să aduci argumente în care oamenii nu cred. Dar Pavel le aduce argumente de poeții lor, pe care ei toată ziua îi citeau. Ca, probabil că nu erau căsătoriți. Nici nu știu dacă își cunoșteau copiii, dar pe poeții îi cunoșteau. Că toată ziua numai cu asta se ocupau. Și Pavel le vorbește de poeți. Și vorbește limba lor. Vorbește limba pieții. Și le câștigă inima. Și acum când introducerea este făcută, când ușa e deschisă, Pavel se năpustește înăuntru. Și începe să le predice Evanghelia. Aș vrea să prezint predica lui Pavel și să ne uităm la predica lui Pavel. Însă timpul nu ne mai permite să facem asta, așa că o să ne oprim. Însă oprindu-ne și rugându-ne ca să încheiem serviciul divin din această seară, mă uit la dumneavoastră și vă spun următorul lucru. Mai avem o singură lună din anul 2014. Suntem puțin obosiți după 11 luni, dar trebuie să acceptăm că în luna ianuarie eram plin de entuziasm. Am avut o grămadă de vise, însă pe unele probabil că le-am reușit, pe altele nu, mai mult sau mai puțin, dar am ajuns aproape de încheiere. Ne gândim cu bucurie la sărbătorile de iarnă. O nouă sărbătoare a întrupării Domnului, un nou revelion cu frații, cu familia, sau invers, cu familia, cu biserica, și un nou început. Și vreau să vă întreb, în acest început, avem un proiect și pentru piață sau numai pentru sinagogă? Îmi dați voie să vă pun întrebarea asta? Avem un proiect și pentru piață sau numai pentru sinagogă? Gândiți-vă că piața e plină. În sinagogă sunt vreo 2-3. Piața e plină. 7 miliarde de indivizi. Pavel a murit. Am rămas noi. Și noi putem face un proiect pentru piață. E adevărat că nu avem bani. Credeți că Pavel a avut? E adevărat că nu avem timp. Credeți că Pavel a avut? El a știut un singur lucru. Trebuie să mă duc oriunde există oameni.
Mă duc la cei care vin la sinagogă că se tem de Dumnezeu și mă duc la toți vagabonzii care nu se tem de Dumnezeu și nu vin la sinagogă, dar îi găsesc în piață, că la piață merge tot omul. Și acolo s-a dus și a predicat Evanghelia. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, singura soluție a acestor 7 miliarde de oameni sunt urmașii lui Iisus Hristos. Dacă ei nu se duc, nu există planul B. Dacă ei nu se duc, nu există planul B. E adevărat că se vor duce ceilalți, dar ei nu vor fi purtătorii mesajului lui Iisus Hristos. Nu vor fi purtătorii Duhului Său și nici a misiunii Sale. Nu vor reprezenta împărăția cerurilor. Cel mai mare arhiepiscop de Anglia a hotărât oficial săptămâna aceasta să pună arhiepiscopi și dintre femei. Până acum dintre femei puteau fi doar preoți. Acum pot fi și episcopi. De ce? Pentru că există un proces al predicării non-creștinismului și anti-Iisus Hristos. Iisus Hristos pe pământ are o singură armată numită biserica. Bărbați și femei născuți din nou, în care există scânteia de cer, adică Duhul Sfânt. Oameni care cunosc într-o anumită măsură Evanghelia lui Dumnezeu și au exemplu unuia care a început, numit Hristos, și a altuia care a imitat, numit Pavel, și a altora care a umplut istoria până la noi și astăzi este rândul nostru. Stă să înceapă un nou an. Nu știm dacă îl mai apucăm sau nu, dar dacă îl apucăm, avem o mare problemă, pentru că trebuie să avem o viziune pentru sinagogă și una pentru piață. Pentru că cei din piață nu vor fi niciodată la sinagogă, cei din sinagogă din când în când mai merg și la piață. Vă chem în această seară pe toți, cei care aparțineți lui Jehova, lui Dumnezeu, să vă gândiți că misiunea noastră nu ne-o putem împlini după felul în care noi ne-am obișnuit în ultimii ani, ci trebuie neapărat să ne împlinim după felul în care ne învață cartea aceasta lui Dumnezeu numită Biblia. Avem responsabilitatea cât mai suntem în viață. Până când copiii aceștia la care le dăm câte 5 minute sau 15 minute să vorbească că sunt începători și noi vorbim mai mult că suntem noi pe scena istoriei, până nu se vor face aceștia mari și puternici și noi vom veni rezemați în baston sau cu acărul la biserică, până atunci este treaba noastră să avem un plan pentru sinagogă și unul pentru piață. Dumnezeu se așteaptă să ajungem la nivelul acesta. Pavel a fost acolo că așa a trebuit și noi trebuie să fim acolo pentru că așa trebuie. În seara asta te rog, simte-te sub privirile Domnului care te caută și așteaptă să iei decizia aceasta, să cheltui o parte din bani, o parte din timp, o parte din energie, o parte din viziunea pentru sinagogă și pentru piață. Că și acolo sunt suflete create de Dumnezeu care trăiesc în păcat, iar deasupra capetelor lor stă sabia judecății lui Dumnezeu care îi va reteza pentru întotdeauna dacă mor nemântuiți. Numai noi predicăm mântuirea prin credință. Poliția predică altceva și toate celelalte categorii de oameni de asemenea. Vă chem în această seară, frați și surori, să ne rugăm pentru o viziune dumnezeiască, să ne rugăm pentru o misiune dumnezeiască, să ne rugăm pentru slujitori plini de Duhul Sfânt și plini de viziunea Domnului, pe care să-i binecuvântăm și pentru care să ne rugăm. Și noi toți ca biserică să ne facem treaba, pentru că stă Domnul să vină, iar El va spune: veniți binecuvântații Tatălui meu. Stimată biserică, vă cer în încheiere să ne oprim și să ne rugăm și Duhul Domnului să ne asculte rugăciunea. Amin.